Prin arta românească contemporană, curgerea timpului a marcat spre mijlocul secolului trecut nașterea actorului român Marius Bodochi la 6 septembrie 1959. Copil fiind, Marius a intrat pentru prima oară într-un teatru la 7 ani și a văzut Ifigenia lui Euripide. La 15 ani citea Dostoievski, iar în 1982 își încheia studiile la Institutul de Teatru din Târgu Mureș. Modest, cu un deosebit respect pentru lucrurile petrecute la țară, dar și pentru oamenii simpli de la sate, actorul Bodochi afirma despre șansa vieții sale. Șansa mea a fost că am avut niște părinți, oameni simpli, dar care m-au crescut cu frica lui Dumnezeu, care mi-au pus o carte în mână, apoi m-au dus la oraș să fac școala și s-a nimerit să locuiesc lângă Teatrul Național din Cluj și lângă Opera Română. Dincolo de nenumăratele prezențe pe scena teatrelor, Marius Bodochi are în palmaresul actoricesc câteva filme: Crai de curte veche, Un acoperiș deasupra capului, Femeia visurilor, Trei păzește și Tăcerea lăcustelor, reprezentând doar o parte din producțiile cinematografice din propria ei filmografie. Bun recitator, cum îi stă bine cam oricărui actor, Marius Bodochi pare a fi îndrăgostit și de cântul și portul popular, ca un român care simte și recunoaște că veșnicia vine de la țară. Și dragul mi-e meseria, într-o casă cu mândra, într-o casă cu mândra, și pocros cu ce era, și pocros cu ce era. Revenind la teatrul jucat de actorul român, ca un rege în Regele Moare, a lui Eugen Ionesco, sau ca Antonio Salieri în Amadeus, adaptare după Schaffer, Bodochi este văzut de presa din străinătate ca un creator al imaginii din toate unghiurile ei, psihologic, până la identificarea fizică, prin puterea de expresie, prin nuanțele subtile pe care numai un mare artist le sesizează la un personaj de factura lui Salieri. Ei bine, poate șansa lui Marius este aceea de a fi un actor de elită a mai tinerei generații române de artiști contemporani.